L-am lăsat ocazia trecută pe Iacov, fugind îngrozit de amenințarea fratelui său și angajându-se la Laban pentru a-și întemeia o familie. În contul muncii, Laban, socrul său, îi oferă lui Iacov două soții. Deși se tocmește la început doar pentru una, îi cere muncă suplimentară pentru ca să poată binecuvântarea lui să-l îmbogățească, nu doar prin turmele acumulate în plus, ci și pentru familia care ar putea să devină mai numeroasă. Ceea ce pentru foarte mulți este o amăgire destul de grosolană cu privire la ideea că ar fi bine ca să nu se mulțumească la o simplă relație de familie, încercând și sunt destul de oameni, de mulți oameni care cad în capcana aceasta, căutând relații mai multe în afara familiei. Totuși, nefericirea din viața lui Iacov ar trebui să fie cunoscută de către foarte mulți oameni înainte de a gândi că un om poate să fie căsătorit în afara relației de căsătorie între el și soția lui. Iacov, deși împărtășește viața cu patru femei, nu a fost fericit în viața de căsătorie. Mai mult decât atât, două dintre soțiile lui sunt surori. Și probabil că ar fi trebuit, ca fiind surori, să se înțeleagă. Dar rivalitatea teribilă dintre cele două surori față de soțul lor a degenerat de fiecare dată în situații compromițătoare și nu numai că ele au fost împotrivitoare una față de cealaltă, ci și copiii lor au devenit la fel, urându-se și căutând fiecare să se izoleze de către ceilalți pentru a câștiga cât mai multe avantaje. Iacov a făcut un legământ cu Laban în vederea căsătoriei cu fiica acestuia, Rahela, pe care o iubea. După ce Iacov i-a slujit lui Laban 7 ani pentru Rahela, Laban l-a înșelat și i-a dat-o pe Lea. Lea este sora mai mare a Rahelei. Într-un mod foarte, așa, pare comic, deși este mai mult tragic decât comic, Lea înseamnă vacă și Rahela înseamnă oaie. În condițiile acestea, se pare că Iacov este îndrăgostit de oaie și primește o vacă în căsătoria înșelătoare. Aici însă apare un element extrem de important pentru cei care cunosc povestirea biblică. Este destul de controversată înțelegerea. În ziua nunții între Iacov și Rahela, totul merge bine și nimic nu prevestește înșelăciunea mai dinainte pregătită de Laban. Se termină ziua nunții și noaptea nunții, Laban îi oferă cu chipul acoperit, îi aduce soția până la ușa cortului. Este noapte, cu siguranță este oboseală, este o lungă așteptare, iar Iacov petrece o noapte cu femeia pe care el crede că o cunoaște, dar care în realitate nu este aceea. Este probabil satisfăcut, mulțumit și poate consideră că este
cu visul împlinit. Dimineața însă, el își dă seama că în pat nu este cea pe care o iubea, ci este sora ei, diferită ca înfățișare și diferită și ca sentiment pentru Iacov. Dacă ar fi să ne imaginăm frustrarea acestui om în dimineața care ar fi trebuit să fie cea mai fericită a vieții lui, Iacov își dă seama că este înșelat. Nu știu care a fost primul lui gând când și-a dat seama de înșelăciune, dar numele Iacov înseamnă înșelătorul. Și nu cu mult timp în urmă, Iacov își înșelase la rândul lui fratele și își înșelase tatăl, care nu vede foarte bine. Să se fi gândit în mod instantaneu Iacov la înșelăciunea pe care el o practicase mai dinainte, să-i fi trecut prin minte gândul ceea ce seamănă omul, aceea va secera, să fi trăit dezamăgirea neputincioasă în fața situației în care se găsește acum, știind că nu poate să se despartă fără un motiv, știind că nu va fi permisă despărțirea în căsătoria aceasta, de vreme ce ea s-a consumat în timpul nopții, în mod sigur că starea lui Iacov, de la gândul că toată noaptea a mângâiat o femeie pe care o credea că este cea a vieții sale, iar dimineața să se trezească și să-și dea seama că a mângâiat pe altcineva. Lucrurile care sunt foarte neclare se învârt în jurul unei idei. Este Leia vinovată de starea în care se găsește? Imaginați-o pe fata aceasta în dimineața când s-au trezit unul lângă altul, privită în mod disprețuitor, cu repulsie, probabil că întorcându-i spatele, probabil că învinuind-o. Este femeia aceasta vinovată de ceea ce s-a întâmplat? Este doar o victimă nevinovată pe care tatăl său a folosit-o și de care a abuzat? Făcându-l pe Iacov să muncească mai departe 7 ani pentru fiica pe care o iubea cu adevărat? Aici lucrurile sunt foarte discutate și trebuie să înțelegem câteva lucruri din această experiență. Ne dăm seama că Iacov o privește pe Leia, nu știu ceea ce îi reproșează, pentru că toate reproșurile lui se îndreaptă către Laban, către tatăl fetei, către socrul lui de acum. Însă ceea ce îl blochează pe Iacov în atitudinea față de Leia este faptul că el a înțeles că Leia a fost parte comună cu tatăl ei la înșelarea lui. Sigur că putem să vorbim despre iubirea pe care Leia i-o poartă lui Iacov. Este posibil să-l fi iubit în taină. Este posibil ca ea, fiind o persoană poate mai timidă, să nu se fie exteriorizat întotdeauna arătându-se interesată de relația cu Iacov. Totuși, faptul că a acceptat compromisul acesta, faptul că a făcut parte din înșelăciune, o face nevinovată? Faptul că a profitat și a beneficiat într-o noapte de imposibilitatea cunoașterii, justifică oarecum atitudinea ei?
Este vreo motivație pentru a înșela pe cineva? Se poate vorbi că înșelăciunea se justifică cu iubirea? Un lucru este sigur și cert. În momentul în care Iacov își dă seama că este înșelat și este convins că Lea a luat parte la înșelarea lui, Iacov nu a mai putut să o iubească pe femeia aceasta niciodată. Dacă ar fi știut că se întâmplă așa, Lea ar mai fi fost de acord cu această participare la înșelăciune? Lucrul acesta ne ajută să înțelegem că uneori noi credem că planurile noastre sunt atât de bine ticluite, suntem convinși că nu putem avea în urma planurilor decât de avantaje maxime și solide care vor rezista în timp. Lea se acoperă de siguranța oficială a unei relații și crede că în felul acesta îl va determina pe soțul ei să o iubească. Însă în locul iubirii, Iacov a avut doar un dispreț. În ciuda faptului că Lea l-a recompensat pe Iacov cu mulți copii. 6 copii, destul de mulți, pentru ca un bărbat din vremea aceea să o aprecieze totuși. Dar chiar dacă a fost apreciată, ea nu a fost iubită. Ea nu a avut loc niciodată în sufletul lui Iacov. În zadar a căutat toate posibilitățile să-l atragă. A fost dispusă să plătească și mandragore pentru ca el să mai stea o noapte cu ea. Aceasta ne arată unde poate aduce compromisul într-o relație care s-ar putea defini o relație de iubire. Iacov nu a mai putut să o iubească niciodată. Pentru că Iacov nu o privește doar pe ea ca pe o victimă, ci privește mai degrabă implicarea ei în acțiunea înșelătoare a lui Laban, a tatălui. Și Iacov nu poate să treacă peste lucrul acesta. Între timp, Laban a dorit să profite mai mult timp de slujirea credincioasă a lui Iacov. Și a găsit o posibilitate înșelându-l și oferindu-i pe Lea în locul Rahelei. Dimineața, cu siguranță, Iacov l-a certat pe Laban pentru că a desconsiderat dragostea lui și i-a dat-o pe Lea pe care nu o iubea. Este pentru Laban doar un preț corect al unei munci pe care Iacov i-a făcut-o. Neținând cont, omul acesta este teribil. Este de un egoism feroce. El, ca tată, nu se gândește la sentimentele pe care copiii lui le au. El trece cu picioarele prin simțămintele Rahelei, o lasă cu disperare să plângă în noaptea nunții. Oare a fost și Rahela de acord? Ea nu-și face deloc simțită prezența în noaptea nunții. Dar este posibil ca și ea să știe lucrul acesta, să nu aibă curajul să se împotrivească, să accepte în mod tacit beneficiile pe care starea aceasta înșelătoare ar putea să le aducă familiei tatălui său și a să fie de acord, știind că partea ei de moștenire va fi mai consistentă în privința aceasta? Nu știm. Oricum ar fi, descoperim în familia lui Laban
o autoritate lipsită de sentiment, lipsită de înțelegerea părintească și fără niciun interes față de rezolvarea sufletească a copiilor săi. Ceea ce urmărește Laban nu este decât să aibă cât mai mult profit, chiar dacă aceasta se întâmplă cu durerea copiilor, cu disperarea, cu dezamăgirea, cu frustrarea, cu pierderea iubirii lui. Ar putea să fie lucrul acesta observat astăzi, poate printre părinții care cred că își iubesc copiii atât de mult încât doresc ca ei, atunci când se vor face mari, să aibă toate lucrurile necesare din punct de vedere material. Pentru aceasta, îi lasă un timp în grija bunicilor și îi pleacă în altă parte să muncească. Când se întorc, își bucură copiii prin ceea ce le-au câștigat, dar nu găsesc decât niște străini, sau mai bine zis, niște înstrăinați, și toate avantajele pe care au crezut că le vor câștiga din punct de vedere material, pălesc în fața pierderii sentimentale pe care părinții nu vor recupera niciodată prin absența părinților lor. Laban l-a rugat pe Iacov să nu o îndepărteze pe Lea, deoarece lucrul acela era considerat o mare rușine, nu numai pentru soție, ci și pentru întreaga familie. Iar Iacov a fost pus în situația cea mai dificilă, dar a hotărât să o păstreze pe Lea, însă, ca un avantaj care să-i mângâie oarecum durerea înșelăciunii, a luat-o în căsătorie și pe sora ei. Aici iarăși putem să ne oprim și să încercăm să înțelegem oarecum rezolvarea unor situații din viața noastră cu care ne confruntăm. În ce modalitate este cel mai potrivit să tratăm o traumă sufletească pe care o simțim din plin? Care este cea mai bună alegere pe care trebuie să o facem atunci când simțim că suntem înșelați în momentele cele mai delicate ale vieții? Există, sigur, posibilitatea de a accepta lucrul acesta și de a-ți însuși suferința, poate că existând lipsă de asigurare mai dinainte, poate că asumându-ți oboseala, poate că învinuindu-te de prea multă încredere în oamenii din jurul tău, pentru că în mintea lui Iacov n-a trecut niciodată posibilitatea ca Laban să-i aducă altă femeie în noaptea nunții. A avut încredere în Laban și a fost înșelat. Ei bine, cum este cel mai bun pentru Iacov să procedeze în situația aceasta? Sigur că răspunsul categoric este unul corespunzător Bibliei. Și ca urmare, Iacov trebuie să-și însușească rezultatele propriilor lui înșelăciuni, să accepte durerea înșelătoare care este în sufletul său acum, să o păstreze pe Lea, să-și înfrângă dragostea pentru Rahela, pentru că, vă aduceți aminte, Iacov nu se poate plânge că este un tânăr înfocat de 20 ceva de ani. Iacov este trecut de 70. Sigur că rostul vieții nu este prima iubire. De acum,
Probabil că Iacov, dacă ar fi fost înțelept să accepte ceea ce i s-a întâmplat ca o consecință a lucrurilor pe care el le-a făcut tatălui său și fratelui lui, viața lui Iacov ar fi fost cu totul și cu totul altfel. Multe situații dureroase ale vieții ar fi fost scutit Iacov de ele. Nu, dacă Iacov ar fi păstrat-o pe Lea, singura lui soție, în mod sigur Dumnezeu l-ar fi binecuvântat în căsătoria aceasta și prin Lea Dumnezeu i-ar fi dat cei 12 copii de care era nevoie ca să se întemeieze împărăția lui Israel. Dacă ar fi păstrat-o pe Lea, ar fi fost scutit de durerea de vânzare dintre frații despre care știm că și-au vândut fratele. Ar fi fost scutit de mari necazuri aduse de către fiul cel mare al lui Iacov, culcându-se cu una dintre cele 4 femei care au făcut parte din familia lui Iacov. Atât de multe dureri ar fi fost eliminate din viața lui dacă Iacov în acel moment și-ar fi asumat în mod regretabil înșelăciunea și ar fi rămas alături de Dumnezeu, lăsându-l pe el să-i mângâie sufletul, să-i vindece durerea, să-i împlinească familia și să-i aducă mângâierea. Iacov însă se pare că are o personalitate care își impune drepturile. El își asumă riscul și în același timp necredința față de Dumnezeu. Păstrând-o pe Lea și luând-o în căsătorie și pe sora ei. Deja avem de-a face cu bigamia. Lucru pe care Dumnezeu nu l-a stabilit în grădina Edenului. Și acolo, unde se întâmplă altfel decât Dumnezeu a spus, păcatul nu poate să aducă decât durere, suferință și nefericire. Lea a rămas în casa lui, dar nu a fost iubită, așa cum a fost iubită Rahela, cea pentru care el este dispus să mai lucreze încă 7 ani. 14 ani de muncă ca plată pentru o femeie pe care Iacov o iubește. Laban a fost egoist în felul acesta în care l-a tratat pe Iacov. El s-a gândit numai la avantajele pe care le obținea din munca plină de credincioșie a lui Iacov. Iosif l-ar fi părăsit pe Laban cel viclean cu mult timp înainte, numai că i-a fost teamă să-l întâlnească pe Esau. Știm bine că Esau jurase că îl va omorâ pe fratele său Geamăn pentru că i-a furat dreptul de întâi născut. Numai că aici intervine din nou Dumnezeu. El a auzit nemulțumirile fiilor lui Laban, care spuneau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Aș dori să fac precizarea că aspectele acestea sunt niște semnale deosebit de importante cu privire la viața noastră. Întotdeauna Dumnezeu creează un context corespunzător dispoziției noastre de a-L asculta și de a-L înțelege. Dumnezeu știe că atâta vreme cât lucrurile ne merg bine, atâta vreme cât nu avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu, orice ne-ar spune Dumnezeu ar fi
oarecum interesant, dar nu de foarte mare însemnătate. Ca urmare, în viața noastră, uneori, atunci când Dumnezeu dorește să ni se facă cunoscut, atunci când Dumnezeu dorește să ne transmită un mesaj pe care El dorește să-L înțelegem și să-L acceptăm, lasă să se întâmple anumite lucruri ca o consecință a necunoașterii noastre de către Dumnezeu. Așa se întâmplă că la un moment dat, deși Iacov pare să fie prosper în afacerile lui, dar decizia de a călca porunca lui Dumnezeu în căsătorie nu întârzie să aibă consecințe care îi atrag atenția lui Iacov. Și iată-l cum aude nemulțumirile fiilor lui Laban, cum nații săi. Oamenii aceștia vorbesc în taină și își exprimă vehement nemulțumirea cu privire la faptul că averea lui Iacov este averea pe care a luat-o de la tatăl lor, adică de la ei. În mod indirect, ei îl învinuiesc pe Iacov că le-a furat averea. Și nemulțumirea niciodată nu se oprește doar la exprimarea ei. Al doilea semnal pe care Dumnezeu îl transmite lui Iacov nu este prin auzit, ci prin vedere. Și Dumnezeu îi atrage atenția lui Iacov cu privire la fața lui Laban. Fața lui nu mai este ca înainte, nu mai este zâmbitoare, nu mai este interesată de a-l vedea pe Iacov și de a-l întreba care este mersul afacerilor pe care el le dezvoltă. Ei bine, merită aici să facem o precizare. Pentru că atunci când auzi nemulțumiri în jur, atunci când vezi că fețele se schimbă și nu mai te privesc în același fel, nu se mai bucură de prezența ta, atunci trebuie să fii atent, pentru că Dumnezeu dorește să-ți transmită un mesaj cu privire la locul în care te găsești, cu privire la starea în care te afli și mai ales cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Când auzi nemulțumiri, când observi fețe schimbate, atunci este important să fii atent, pentru că Dumnezeu îți vorbește. Desigur că lucrul acesta pentru Iacov nu a fost deloc ușor, pentru că nemulțumirea cumnaților săi, posomorârea feței lui Iacov, îi transmiteau mesajul că ar trebui să plece, dar unde? Acasă? Îl aștepta Esau? Din cauza aceasta, Iacov a fost foarte îngrijorat. Nu știa în ce direcție să se îndrepte. Desigur că sunteți de acord că cea mai dificilă situație este cea pe care nu știi cum să o rezolvi și nici n-ai cum. În condițiile acestea, el nu caută încă soluții, ci Iacov are o inițiativă înțeleaptă, a adus problema aceasta dificilă, a adus problema înaintea lui Dumnezeu și i-a cerut lui Dumnezeu o îndrumare. Iar Domnul a răspuns cu îndurare la rugăciunea lui plină de îngrijorare. Îmi dau seama aici că un timp suficient de mult, probabil cel puțin 14 ani, timpul în care Iacov a muncit pentru Rahela, în perioada aceasta cel puțin, între Iacov și Dumnezeu nu are loc nicio descoperire, niciun mesaj, nicio comunicare. Iacov muncește, își mărește averile,
își mărește familia, are copii, își mai ia încă două femei, dar ceea ce lipsește din viața lui Iacov este relația lui cu Dumnezeu. Însă, în situația de îngrijorare maximă, de pericol iminent, Iacov știe unde să se îndrepte. Dar sigur că apare întrebarea, de ce doar atunci când îți este greu îl cauți pe Dumnezeu? De ce să nu-L căutăm pe Dumnezeu atunci când lucrurile ne merg bine? De ce să nu împărțim cu Dumnezeu și bucuriile noastre? De ce să aruncăm asupra Lui doar întristările? De ce să-I cerem doar ajutorul și să nu-I transmitem și recunoștința noastră, mulțumirea noastră, satisfacția noastră? Dar, dincolo de aceste căutări în viețile noastre pentru răspunsuri pe care le cunoaștem deja, îl descoperim pe Dumnezeu atât de dispus să-L aștepte pe Iacov cu rezolvările, fără nicio mustrare, fără niciun reproș. Dumnezeu nu-i atenționează de ce i-a ajuns în situația aceasta, pentru că Iacov știa. Dumnezeu însă are un alt răspuns. Și Domnul i-a zis lui Iacov, întoarce-te, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere. Și probabil când spunea aceste cuvinte, a observat în mintea lui Iacov gândul cu privire la Esau. Să mă întorc la tatăl meu pe care l-am înșelat, să mă întorc în locul meu de naștere, dar acolo este Esau. Ei bine, înainte ca Iacov să își exprime temerile, Dumnezeu continuă, și eu voi fi cu tine. Dintre toate cuvintele acestea pe care Dumnezeu i le-a zis lui Iacov, întoarce-te, făgăduința eu voi fi cu tine este de cea mai mare valoare. Este cu siguranță argumentul care l-a determinat pe Iacov să accepte invitația aceasta de a se întoarce acasă. De ce Dumnezeu subliniază faptul că este bine să se întoarcă în țara părinților săi? Pentru că Dumnezeu știe un lucru, că Iacov, așa cum este el, este moștenitorul unei binecuvântări. Iacov, încelat în felul acesta urât de la Laban, este totuși moștenitorul țării Canaan, pe care o părăsise ca să fugă în exil. Și Dumnezeu mai știe că locul în care se găsește Iacov nu va fi niciodată al lui, nici al copiilor săi. Pentru că locul lui Iacov este acolo unde este țara părinților săi. Este locul de naștere. Ei bine, aș putea să spun că această chemare a lui Dumnezeu adresată lui Iacov este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează și nouă într-un anumit context. Pentru că țara părinților noștri este Edenul. Locul de naștere al speciei umane este grădina Eden. Și această chemare pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia să ne întoarcem, înseamnă că suntem deja orientați spre locuri care nu sunt potrivite cu viața noastră. Poate că încă ne găsim în locurile despre care Dumnezeu spune că nu sunt ale noastre și trebuie să ne întoarcem la El. Dacă ne gândim la dificultățile întoarcerii, la transformarea vieții, dacă vreți, la schimbarea profilului unui caracter. Sigur că este dificil, pentru că înseamnă
să-ți schimbi tot ceea ce ai acumulat și tot ceea ce ai considerat ca fiind valoare în timpul acesta de prosperitate. Totuși, dacă Dumnezeu spune că va fi cu tine, este suficient. Mai puternică garanție a faptului că vei ajunge acolo decât că Dumnezeu va fi cu tine, nu există. De aceea, făgăduința însoțirii, a conducerii și a protecției lui Dumnezeu atunci când cineva se întoarce și vrea să se întoarcă acasă, vorbesc în termenul chemării lui Dumnezeu, vino acasă. Pentru că pământul acesta nu este țara noastră. Noi suntem născuți pe acest pământ doar pentru a ne pregăti pentru împărăția cerurilor. Dumnezeu îngăduie ca noi să luăm naștere aici, în locul acesta, doar pentru a-L cunoaște pe El, pe Creatorul și pe Mântuitorul nostru, și cunoscându-L, să ne dorim atât de mult să rămânem cu El, așa cum își dorește El să fie împreună cu noi o veșnicie. Se pare că Iacov acceptă, înțelege chemarea lui Dumnezeu și dorește să o asculte. Pentru că a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. El le-a zis, după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi însă vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Tatăl vostru m-a înșelat de 10 ori. Mi-a schimbat simbria. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Și Iacov le-a relatat visul pe care îl primise de la Dumnezeu și în care îi se spusese să plece de la Laban, să se întoarcă în țara părinților lui. În mod foarte interesant, Rahela și Lea și-au exprimat și ele nemulțumirea față de felul în care se purtase tatăl lor cu ele. Când Iacov le-a repetat greșelile lui Laban față de el și le-a propus să plece din casa lui, Rahela și Lea i-au spus, mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Dacă mă opresc puțin aici, aș putea să înțeleg că este posibilă varianta pe care o aminteam la început, ca Lea să fie de acord cu înșelăciunea aceasta, știind că Iacov o iubește atât de mult pe Rahela, încât el va mai munci încă 7 ani pentru tatăl lor. Ca urmare, tatăl lor fiind îmbogățit, la rândul lor ele vor primi moștenire mai multă. Dacă acesta este raționamentul, îl înțelegem din cuvintele acestea. Ne-a vândut și ne-a mâncat și banii. Adică ne-a promis că ne dă și nouă o parte din ceea ce va agonisi prin munca lui Iacov, dar nu ne-a dat nimic. Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Se resemnează ele. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Da? Este de apreciat această atitudine a femeilor față de soțul lor. Iacov le vorbește despre Dumnezeul părintelui lui. Ele sunt de acord și îl acceptă, deși nu-l cunosc, dar sunt hotărâte să-l părăsească pe tatăl lor doar pentru bogăția pe care ele consideră că le aparține datorită înșelăciunii pe care Laban a făcut-o față de ele. În absența lui Laban,
Iacov și-a luat familia și tot ce avea și a plecat de la el. După ce Iacov făcuse o călătorie de 3 zile, Laban a aflat că îl părăsise și a fost foarte supărat. A pornit în urmărirea lui, hotărât să-l aducă înapoi cu forța. Totuși Domnul a avut milă de Iacov. Când Laban era pe punctul de a-l ajunge din urmă, Dumnezeu i-a dat un vis în care i-a spus lui Laban să nu-i spună niciun cuvânt bun sau rău. Adică să nu-l oblige să se întoarcă, nici să-l îndemne prin flatări ademenitoare. Adică Laban avea vorbele cu el. Știa ce să-i promită lui Iacov, știa cu ce să-l momească ca să-l facă să se întoarcă înapoi. Iar Dumnezeu i-a spus, ai grijă să nu spui nicio vorbă rea lui Iacov, o vorbă măcar. În felul acesta intervine Dumnezeu în viața oamenilor ca să-i protejeze. Sigur, puterea pe care Laban o avea, oamenii care îl însoțeau, ar fi putut să-l distrugă pe Iacov, ar fi putut să-l omoare și își lua toate turmele, își lua și fetele și nepoții. Și în felul acesta, probabil că acesta a fost scopul lui. Doar că ne aducem aminte, Iacov a plecat de la Laban pe baza făgăduinței lui Dumnezeu. Eu voi fi cu tine. Când l-a întrebat pe Iacov, când l-a întâlnit pe Iacov, Laban l-a întrebat de ce fugise pe ascuns și de ce le luase pe fiicele lui ca pe niște roabe luate cu sabia. Laban i-a zis, mâna mea este destul de tare să mă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Atunci, Iacov i-a amintit lui Laban comportamentul lipsit de generozitate pe care acesta îl avusese față de el. I-a amintit și faptul că urmărise doar propriile avantaje. I-a tras atenția asupra corectitudinii proprii față de acesta în timpul cât a stat în casa lui și i-a spus, nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare? Eu însumi te-am despăgubit pentru ele? Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea? Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Cu siguranță nu este nicio exagerare a modului în care Iacov a muncit 14 ani. În deșert, ziua este cald și noaptea este frig. În condițiile acestea, Iacov suferă doar ca să-și plătească datoria. Iacov a zis, iată, 20 de ani am stat în casa ta, ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale, 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Adică m-ai înșelat. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. Merită să privim acest mod în care Iacov înțelege relația lui cu Dumnezeu. Dumnezeu vede suferința oricui. Dumnezeu vede osteneala mâinilor oricui. Dumnezeu vede înșelăciunea care lovește sufletul oamenilor nevinovați. Și cu siguranță Dumnezeu rostește judecata. Dumnezeu poate să intervine în moduri senzaționale, în moduri în care oamenii nici măcar nu se gândesc că ar putea să se întâmple așa. Atunci Laban l-a asigurat că fusese preocupat de binele fiicelor lor, fiicelor și al copiilor lor, că nu putea să le facă rău. I-a propus să facă un legământ împreună și i-a zis, vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine.
Iacov a luat o piatră, a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iacov a zis fraților să-i strângeți pietre. Ei au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat pe movilă. Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Și ascultați, vă rog, ce pledoarie are omul acesta dacă vei asupri pe fetele mele, dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Ai spune că este un părinte care își iubește atât de mult copiii. Este un părinte care dă totul pentru copiii lui. Dacă vei asupri pe fetele mele. Până acum, cel care și-a asuprit fetele este tocmai tatăl. Le-a folosit la schimb. A profitat de ele, le-a pus preț, le-a vândut. Și acum, el îi cere lui Iacov să nu îi asuprească fetele. Și mai mult decât atât, să nu mai ia alte neveste pe lângă ele. Nu a fost însă el cel care i-a dat două neveste lui Iacov? Ce dificil este omul. El își permite să facă orice, dar învinuiește și atrage atenția cu privire la blestemul lui Dumnezeu. Dacă cineva ar face cum a făcut el, îl invocă pe Dumnezeu ca martor între el și Iacov. Lucrul acesta, din punct de vedere al înțelegerii concepțiilor vremii, Iacov invocă un jurământ înaintea lui Dumnezeu că lucrul acesta nu se va întâmpla. Și iată-l pe Iacov, care face un legământ solemn înaintea Domnului, angajându-se că nu va lua alte soții. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră. Stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Nahor este tatăl lui, tatăl lui Laban, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Și Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Este pentru a doua oară când se folosește expresia aceasta, acela de care se temea Isaac. Aceasta ne sugerează faptul că Iacov nu îl cunoaște pe Dumnezeu, deși în urmă cu 20 de ani i se descoperise Dumnezeu într-o teofanie, în visul acela cu scara către cer. Dumnezeu i-a spus că îi va asigura protecția, iar el i-a promis lui Dumnezeu că îi va da a 10-a parte din câștigul lui și va ridica acolo un stâlp pentru a se închina cu mulțumire. Dar mai important pentru Iacov este acela care se teme de Isaac, de Dumnezeul personal. În timp ce Iacov își continuă drumul, îngerii lui Dumnezeu i-au ieșit în întâmpinare. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. El a văzut într-un vis pe îngerii lui Dumnezeu, înconjurând tabăra lui. Iacov i-a trimis lui Esau un mesaj împăciuitor și plin de umilință. Solii s-au întors la Iacov însă și au zis,
Ne-am dus la fratele tău Esau. El vine înaintea ta cu 400 de oameni. Acesta este răspunsul lui Esau la mesajul împăciuitor al lui Iacov. Iacov s-a înspăimântat foarte mult. L-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care îi avea cu el, oile, boii și cămilele, și a zis: dacă vine Esau împotriva uneia dintre tabere și o bate, tabăra care va rămânea va putea să scape. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu. Iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: eu voi îngriji ca să meargă bine. Îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Mi-atrage încă o dată atenția aspectul acesta legat de modul în care Iacov se raportează la Dumnezeu. Observați, Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, dar nu este și Dumnezeul meu. Poate că aspectul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Pentru că uneori noi ne adresăm lui Dumnezeu recunoscându-L ca Dumnezeul atotputernic, ca Dumnezeul Universului, ca Dumnezeul cel care are grijă de oricine. Ne este mai ușor să rostim aceste dimensiuni ale înțelegerii lui Dumnezeu de către noi. Dar de ce nu pot să spun Dumnezeul meu? Când Dumnezeul acesta, despre care vorbesc ca fiind atotputernic și la modul general, când Dumnezeul acesta va deveni Dumnezeul personal, Dumnezeul meu, Domnul meu, Stăpânul meu, Mântuitorul meu? Probabil că diferența este dată de teama de a nu cumva să rostim niște cuvinte care nu sunt adevărate. Însă, atunci când ne rugăm în cămăruța noastră, în rugăciunile noastre tainice, trebuie să avem curajul și să ne apropiem de Dumnezeu ca fiind Dumnezeul personal. Dumnezeul căruia pot să-i spun Domnul meu. Așa cum îi spun Tatăl meu, eu trebuie să fac din acest Dumnezeu, despre care vorbesc într-un mod diferit public și îl prezint oamenilor, eu trebuie însă, în relația mea personală și intimă cu El, să-L consider că este Dumnezeul meu. Nu este de ajuns să spun Dumnezeul părinților mei, nici Dumnezeul bisericii în care mă găsesc, nici Dumnezeul Bibliei. Vreau să fie Dumnezeul meu. Pentru că și atunci când El mă privește, nu mă numește unul dintre copii, ci mă numește copilul Lui. Și relația aceasta îmi place atât de mult, pentru că Dumnezeu relaționează cu mine ca și când aș fi singurul pe care El îl iubește. Ca și când n-ar mai exista alții. Așa este interesul lui Dumnezeu față de mine. Iar eu vreau să îi arăt același interes ca și când nu am pe altcineva mai important și mai valoros în viața mea. Aceasta este lecția pe care trebuie să o înțelegem din experiența lui Iacov. Îl lăsăm acum frământat, îngrozit, făcându-și planuri cu privire la supraviețuirea întâlnirii cu Esau. Cum
va lucra Dumnezeu de data aceasta. O să vedem în episodul viitor.